Au mai rămas câteva elemente mici de rezolvat. În primul rând, cum am observat deja în imagine, în documentul original, avem la sfârșitul articolului cele trei puncte care îi marchează sfârșitul și o să le inserăm în text. Noroc că mai avem aici un rând liber. Să dau un Enter și cum am inserat și pe prima pagină pătrățelele și cerculețele care separau bucățele de informații despre redacție, respectiv despre revistă, așa vom insera și aici, de la meniu Type, panoul Glyphs, încă am aici de când am lucrat pe documentul original, sau pot să scriu aici ITC, Zaf Dingbats, să schimb fontul și de aici să aleg pătrățelele. Și, bineînțeles, să le modific culorile, cel din dreapta este negru și apoi scad în intensitate. O să facem împărțirea aproximativ egală, deci la cel de-al doilea o să facem 66% și la cel de-al treilea 33%. Și trebuie aliniate la dreapta și spațiate puțin. Și cred că pot să fie mai mari. O să pun 13 puncte. Să fie aproape cât tot rândul. Și ultimul lucru care rămâne de făcut este să adăugăm un contur acestor imagini. Este cu atât mai important cu cât, vedeți, imaginea asta are elemente albe în margine și se confundă cu hârtia. Din nou, nu este... Deci, de multe ori nu este dezirabil acest efect și se întâmplă, în special când avem imagini cu peisaje, de exemplu, cu cerul înorat și foarte deschis la culoare. Și aici avem în partea de jos această problemă și atunci voi selecta imaginile și le voi adăuga un contur de jumătate de punct la ambele. Și ca să vedem cum ar arăta cu adevărat pagina aceasta, o să mă duc la meniu View, Display Performance și o să trec pe High Quality Display. Să vedem, fotografiile nu sunt de calitate suficientă oricum, dar nu sunt fotografiile folosite original la tipar de revistă. Deci, acesta este rezultatul final.